intitulat-o Hristosul Văduv sau de ce cred că porțile locuinței morților nu au înfrânt adunarea sau eclesia Domnului Hristos. Ca sprijin al acestei predici am selectat un verset din Matei 16 cu 18 unde scrie și aș dori să vă citesc din ediția București 2001 a Bibliei tradusă de cei de la GBV. Deci Matei 16 cu 18 scrie așa: Și eu de asemenea îți spun că tu ești Petru și pe această stâncă voi zidi adunarea mea și porțile locuinței morților nu o vor învinge. Deci pe baza acestui verset aș vrea să dezvolt câteva idei astăzi, conform cărora Hristos Domnul nu este văduv, așa cum cred cei mai mulți astăzi dintre neoprotestanți. Mulți astăzi să știți că predică un Hristos văduv datorită înțelegerii greșite a sensului cuvântului eclesia sau adunare din greaca Noului Testament și datorită teoriei restaurării promovate de neoprotestantismul actual. Deci acestea sunt cele două motive pentru care foarte mulți astăzi cred că adunarea Domnului a murit de-a lungul timpului, undeva prin Evul Mediu întunecat, și Domnul Hristos a rămas văduv și la un anumit timp, după anii 1700 sau 1800, a fost nevoie de o restaurare din asta în care să fie înviată, practic, mireasa lui Hristos și readusă ca să fie căsătorit cu ea. O să vorbim mai puțin mai încolo despre lucrul acesta, ce cred neoprotestanți în privința aceasta, și o să vă explic și ce credem noi, baptiștii istorici, și ce au crezut înaintașii noștri de-a lungul secolelor în privința faptului că Domnul a avut întotdeauna o adunare, așa cum spune aici în Matei 16 cu 18, care a fost zidită pe stâncă pe Hristos și porțile locuinței morților nu au învins-o niciodată și nici nu o vor învinge până în ziua răpirii când Domnul o va lua la el. Dar haide să luăm pe rând aceste două neînțelegeri greșite ale cuvântului Eclesia și a teoria acestea restaurării. Haideți să le luăm pe rând. În primul rând, aș vrea să abordăm înțelegerea greșită a sensului cuvântului Eclesia. Practic, cei mai mulți astăzi cred că adunarea Domnului Hristos este compusă din toți cei mântuiți de pe între pământul, și în această adunare intri prin nașterea din nou. Deci asta este cel mai popular concept. Alții definesc eclesia din greacă ca fiind compusă din toți cei născuți din nou din ziua cincizecimii până la răpire. Adunare în care intri fie prin botezul în Duhul, fie în alt mod al nașterii din nou, cum spun ei. În concepția altora, eclesia lui Hristos Domnul începe cu primul născut din nou, Adam sau Abel, și se încheie cu ultimul mântuit de la finalul acestei omeniri. Toate aceste sensuri ale cuvântului eclesia sunt denaturate, cred, deoarece nu se face diferența între eclesie, între familia lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu. Ăsta este un alt subiect pe care o să-l tratăm altă dată. Dar în nou legământ, sensul cuvântului eclesia sau adunare este acela de adunare a unui grup de oameni chemați de la casele lor într-un loc public, întrunirea unui grup de oameni cu scopul de a se închina și de a-i sluji lui Dumnezeu. Deci ăsta este sensul cuvântului eclesia, practic. Deci o întrunire, da? O adunare a unui grup de oameni chemați de la casele lor, convocați, da? Și strânși
neapărat într-un loc vizibil pe care îl poți identifica. Și totdeauna sensul cuvântului Eclesia arăta către o adunare de cetățeni convocată, vizibilă și localizată într-un anume punct geografic. Cuvântul Eclesia, să știți că în greaca Noului Testament apare în versiunea Cornilescu de 116 ori. De ce Cornilescu? Pentru că noi folosim în România foarte des Cornilescu, sunt puțini care folosesc alte traduceri, dar în Cornilescu apare de 116 ori. De 108 ori este tradus cu biserică și de 8 ori este tradus prin cuvântul adunare. De 36 de ori în Cornilescu, cuvântul este folosit la plural, biserici, și de 79 de ori la singular, excluzând noțiunea de biserică universală, vizibilă sau invizibilă. Hristos, să știți că a folosit cuvântul eclesia sau adunare în Noul Testament de 22 de ori și de fiecare dată el se referă la o adunare locală și vizibilă, existentă deja. Acum, în Matei 16 cu 18, să știți că Domnul Iisus Hristos afirmă că El însuși zidește adunarea sa locală și vizibilă și că locuința morților nu o va înfrânge definitiv. Aici, în Matei 16 cu 18, Domnul se referă la eclesia sa în sensul instituțional și nu la vreo biserică universală, vizibilă sau invizibilă, așa cum interpretează cei mai mari teologi ai lumii acesteia, versetul acesta. Practic, să explicăm ce înseamnă sensul instituțional. Păi, în sensul instituțional, accentul cade pe membru părinte, fondator, și pe legătura celorlalți membri cu acesta. Și pentru a înțelege mai bine sensul ăsta instituțional, o să vă dau un exemplu. Gândiți-vă la următorul exemplu. Școala românească este întemeiată de Gheorghe Lazar, da? Ăsta este un fapt cunoscut în România. Acum, este ridicol să ne gândim că Gheorghe Lazar a întemeiat o școală universală. De asemenea, Gheorghe Lazar nu a întemeiat fiecare școală românească în parte. Este adevărat că școala generală numărul 1, să zicem, din Craiova, da? Îi datorează existența lui Gheorghe Lazar. Dar el nu a întemeiat-o direct. El a întemeiat școala românească ca instituție, întemeind prima școală. Și cei educați în acea școală i-au dus lucrarea mai departe, întemeind alte școli românești și tot așa până s-a întemeiat școala generală numărul 1 din Craiova. Da? Dar toate școlile românești individuale, privite în sens instituțional, au un singur fondator, și anume pe Gheorghe Lazar. La fel este și cu Eclesia, cu adunarea locală și vizibilă a Domnului Hristos. Domnul Hristos a fondat prima adunare de sub soare, prima adunare instituită de el pe pagina Noului Testament, și oamenii care au fost pregătiți în adunarea lui, da? Ei au mers și au întemeiat alte adunări în diferite locuri pe pământul acesta. Acum, gândiți-vă la următorul lucru. Noi, cu alte cuvinte, credem că adunarea locală și vizibilă, zidită de Domnul în Galileea, în timpul lucrării sale pământești, va avea o continuitate în fiecare secol, cu aceeași credință, cu aceeași origine și cu aceeași practică până în ziua răpirii. De ce credem lucrul ăsta? Noi, ca adunare scripturală, pentru că Domnul asta a promis, practic, în Matei 16 cu 18, versetul care l-am citat. Chiar dacă apostazia a apărut în creștinism la scurt timp după începuturile lui. Apostazia asta, să știți că nu a fost una universală, căci au existat atunci adunări care au rămas fidele creștinismului original. Și când creștinismul a devenit religie oficială sub Constantin, împăratul Romei,
aceste adunări au continuat să existe, dar neoficial. Chiar dacă aceste adunări nu au fost identice una cu alta, ele au rămas fidele învățăturilor fundamentale ale întemeitorului lor. Deși au fost persecutate, să știți, aspru de cei care erau creștini aflați la putere atunci, de Biserica Universală sau Sobornicească, cum mi se mai spune, sau catolică, ca să înțelegeți mai bine, o rămășiță a adunărilor adevărate a continuat să existe pe tot parcursul evului mediu întunecat și a epocii reformei, cu Luther, cu Calvin, cu Zwingli și cu Henric al VIII-lea și al epocilor ulterioare ei, când au apărut și neoprotestanții, ajungând până în zilele noastre, până astăzi. De asta credem că marea trimitere, care include botezul, include Evanghelia Scripturală a Harului Suveran al lui Dumnezeu și toate învățăturile Domnului Hristos, așa cum găsim în Matei 28 de la 18 la 20, împreună cu promisiunea prezenței sale perpetue, au fost date ucenicilor în calitate de adunare, de eclesie. Și adunarea, conform spuselor apostolului Pavel, în 1 Timotei 3 cu 15, este considerată și văzută ca stâlp și temelia adevărului și ea transmite mai departe adevărul prin predicarea Evangheliei, botezarea convertiților și întemeierea de noi adunări, în care se învață toate cele poruncite de Domnul Hristos. Și să știți un lucru, că dacă toate adunările de pe pământul întreg ar cădea în apostazie, atunci credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna și rânduielile care sunt botezul și cina ar înceta să mai existe fără ca cineva să fie mandatat de Dumnezeu să le reinstituie din nou. Și datorită acestor lucruri, eu cred cu tărie ce a promis Domnul Hristos în Matei 16 cu 18, că tot ce a promis el acolo în Matei 16 cu 18 este adevărat și că porțile locuinței morților nu vor birui niciodată eclesia lui. Dar să știți că, contrar Scripturii, există oameni care spun că există o teorie a restaurării. Și teoria asta a restaurării afirmă următoarele, că ce cunoaștem noi ca fiind creștinismul, da, primar, s-a corupt în așa măsură încât a apostaziat total și apoi a fost restaurat într-un timp ulterior reformei. Deci, cu alte cuvinte, îi vin și spun că tot ce a fost creștinism fondat de Hristos Domnul, da, în timpul lucrării sale pământești, tot ce a fost creștinismul ăsta fondat de Domnul, a apostaziat și s-a corupt total și a fost restaurat după ce reformatorii iasă și încep să aducă chipurile lumina după 1000 de ani de întunericime, da? Catolică și ortodoxă, practic. Asta, să știți, că este poziția cultelor neoprotestante, culte întâlnite în România și aproape toți care se numesc pocăiți astăzi în România predică teoria asta a restaurării, și anume că creștinismul s-a corupt în așa măsură încât a apostat total și apoi a fost restaurat într-un timp ulterior reformei. Și din motivul acesta vin adventiștii și spun că creștinismul a fost restaurat prin fondatorii lor, prin Ellen White, Miller și alții în 1848. Vin foarte mulți și spun că baptiștii lui John Smith au apărut în 1609 și de atunci avem baptiști pe pământ, creștini după Evanghelie, cu fondatorii lor, cu Derby și cu ceilalți, vin și spun că au apărut în 1831 penticostalii pe strada Azusa la 1904-1906, da? Și alte biserici din astea, fiecare, dacă îi întrebi anul și fondatorul, îți vor da după 1700, după 1800, după 1600, deci după reformă. Da? Deci toți pocăiți vin și spun un fondator și o dată anume în care au apărut. Și ei vin datorită faptului că
ei toți cred și sunt promotori ai teoriei restaurării. Dar teoria asta, să știți că este poziția cultelor neoprotestante și a numeroaselor secte apărute din protestanți. Sau apărute așa ca ciupercile după ploaie, după cum gândește unul și altul că este nevoie să constituie o biserică, chipurile nou-testamentară. Timpul restaurării, să știți că diferă de la grupare la grupare și fiecare susținător și întemeietor de sectă din asta afirmă că grupul lor este cel care a restaurat credința originală de mult pierdută. Dar cea mai mare problemă a teoriei acesteia constă în justificarea ei din scriptură. Susținătorii teoriei afirmă că gruparea lor și întemeietorul lor a readus creștinismul înapoi la origini, că modelul lor de biserică este cel întemeiat de Hristos, că baza lor doctrinară este numai Scriptura. Dar cea mai mare problemă a lor este că Scriptura este cea care ridică această problemă a lor, și anume, vorbește oare Scriptura de o apostazie generală și apoi de o reașezare a adunării și a învățăturilor ei? Învață Scriptura că adevărul odată pierdut va fi reașezat printr-un om? Nu. În niciun loc din Noul Testament nu se vorbește despre vreo apostazie generală a adunării și apoi o restaurare a creștinismului original. Deci, asta este teoria restaurării. Da? Teoria pe care o credem noi ca și adunare scripturală este cea formulată de Domnul în Matei, aici 16 cu 18, în care spune că pe această stâncă voi zidi adunarea mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Deci noi credem că Domnul are o adunare în fiecare secol, începând cu primul, cu aceeași credință, cu aceeași origine și cu același botez, o adunare care se perpetuează în fiecare generație, din neam în neam. Și de asta cred și credem și înaintașii noștri au crezut că Domnul a avut totdeauna pe pământ adunarea sa, a avut o adunare care se perpetuează în continuu și o adunare care a ajuns până în zilele noastre și va trece dincolo de zilele noastre și va ajunge până în ziua răpirii, în clipa în care Domnul Hristos va ridica adunarea și pe toți membrii care fac parte din împărăție în timpul acela și pe toți care au murit în credința în Hristos de la primul om mântuit până în clipa respectivă, îi va ridica pe toți la ceruri și îi va lua la sine. Deci, noi credem că adunarea, cu alte cuvinte, a avut o continuitate și o succesiune în fiecare secol până în zilele noastre și va avea până Domnul va încheia perioada asta de legământ care a făcut-o cu ucenicii săi în calitate de eclesie. Acum, aș vrea să vă enumăr câteva motive pentru care cred că adunarea nu a fost înfrântă și Hristos Domnul nu a rămas văduv, fiind nevoit ca neoprotestanții să-l căsătorească cu altă mireasă. Unul dintre primele motive la care mă gândesc că adunarea nu a fost înfrântă este că Iisus Hristos Domnul nu poate să mintă. De ce cred lucrul ăsta? Pentru că El este Dumnezeu și El nu poate să mintă. Și versetul din Matei 16 cu 18 practic este un cuvânt adevărat, este o rostire pe care Domnul nu o schimbă în El, la fel ca în Tatăl și la fel ca și în Duhul Sfânt. Nu există urmă de mutare, urmă de schimbare. Noi oamenii ne putem schimba, noi oamenii ne putem schimba părerile, putem avea diferite opinii la un moment dat, dar Domnul,
care este stânca veacurilor, să știți că ceea ce promite nu va schimba niciodată. El nu poate să mintă. Ce spune El este da și amin. Nu este urmă de mutare sau de îndoială cu privire la spusele sale. El nu este un om care să poată să mintă. Un alt lucru la care mă gândesc este că El însuși promite că Eclesia nu va fi înfrântă. Asta spune și versetul nostru. Spune că adunarea nu va fi biruită de porțile locuinței morților. Deci adunarea Domnului Hristos este una care rămâne tare, este una care rămâne pe poziție, pentru că El o protejează și El spune că nu va fi înfrântă. Acum, pe cine să cred? Pe restauratori care spun că adunarea Domnului a dispărut undeva în evul mediu întunecat, că ea s-a corupt de așa natură încât a apostaziat total? Nu. Personal îl cred pe Domnul, pentru că El spune că porțile locuinței morților nu o vor birui, nu o vor înfrânge. Și tind să-L cred pe El și nu pe oameni. Indiferent cine ar fi predicatorul sau predicatorii, indiferent cât de mulți ar fi împotriva Domnului, eu îl voi crede pe El, că adunarea sa a continuat de-a lungul secolelor pe aceleași învățături, cu același botez, un lucru foarte important, botezul. Da? Să vă gândiți la lucrul ăsta. Un alt motiv pentru care cred că Domnul Hristos n-a rămas văduv este că adunarea este zidită de Hristos, pe Hristos, stânca veacurilor. Deci nu-i zidită nici de Petru, nici de apostoli, nici de apostoli plus proroci. Este zidită de Hristos Domnul. Și ceea ce zidește El este trainic și va avea continuitate. Nu este zidită de un om. Sunt secte astăzi care sunt zidite de oameni. Până și ele au o continuitate. Cu atât mai mult ceea ce a zidit Domnul Hristos. Da? Gândiți-vă la lucrul ăsta. Deci adunarea este zidită de Hristos Domnul. Și ce zidește El este foarte înțelept și este foarte trainic. Plus de asta, este zidită pe stânca veacurilor. Nu pe Petru, așa cum le place multor protestanți sau neoprotestanți să spună, da? Sau catolici, nu-i zidită pe Petru sau nu-i zidită de Petru, pe Petru, pe sine. E zidită de Hristos Domnul pe stâncă, da? Pe Petra, care El este stânca veacurilor. De ce este comparat cu o stâncă și a veacurilor? Pentru că e ceva neclintit, e ceva ce e statornic, e ceva ce nu se mișcă din locul respectiv. Și de asta am toată convingerea că adunarea a rezistat, la fel ca o stâncă a veacurilor, care te uiți la ea peste ani și ani și o vezi în același loc și nu se schimbă. E ceva puternic, ancorat. Un alt motiv la care mă gândesc este că dacă Domnul nu și-ar fi ținut această promisiune, cred că s-ar întâmpla un lucru, și anume, Tatăl ar rămâne fără slavă, din neam în neam în vecii vecilor. De ce spun lucrul ăsta? Haideți să vedem în Efeseni 3:21. Deci Efeseni 3:21 este un verset care spune în felul următor. Haideți să citim de la 20. La 20 spune așa. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem să gândim noi. Și acum spune, atenție, a lui să fie slava în biserică, zice Cornilescu, sau în adunare, în Hristos Iisus, din neam în neam în vecii vecilor. Deci a Tatălui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam și în veci de veci. Păi ia gândiți-vă. Că dacă Hristos ar fi rămas văduv, ar mai fi avut El slavă din neam în neam, din primul secol, da? Din oamenii primului secol.
și în următoarele, deci din neam în neam, în generația secolului 2, în acelui 3, 4, 5, 20, da? Sau 21 până astăzi, ar mai putea fi și rămâne versetul acesta în picioare dacă Hristos Domnul ar fi mințit și adunarea sa nu ar fi trecut peste vremuri până astăzi. Cum ar suna versetul ăsta? Cum l-ar interpreta teologii de astăzi? Deci, a lui Dumnezeu să fie slava în adunare și în Hristos Iisus, din neam în neam și în veci de veci. Păi dacă el ar fi murit, adunarea i-ar fi murit, nu Domnul, da? Dacă adunarea ar fi murit, ar mai fi avut el slava aceasta, ar mai fi avut Tatăl slavă, ar mai fi avut el oameni care să-l glorifice din neam în neam, în vecii vecilor. Și spune în adunare, da? Nu în afară. Sunt foarte mulți astăzi care vin cu teoria că Domnul a avut oameni răspândiți pe aici, pe acolo, pe între pământul și ăștia formau Biserica Universală invizibilă sau vizibilă. Nu, asta e o erezie. Totdeauna Domnul a avut adunări locale și vizibile, așa cum am vorbit la început și am definit termenul Eclesia. Deci el i-a avut ca adunare strânși, nu risipiți, pentru că sensul cuvântului Eclesia e de a aduna, nu de a împrăștia, de a fi ceva vizibil, nu invizibil, da? De a fi într-un loc, de a avea slujitori, de a avea oameni care să le predice, să știe membralitatea respectivă, să se roage unii pentru alții, să funcționeze ca un trup local și vizibil, ca un corp uman. Nu împrăștiați, da? O mână prin America, un picior prin Australia, capul prin Europa sau degetele de la picioare prin Africa, nu. Un trup local și vizibil care poate avea relații și comuniune între membrii lui. Deci, de asta gândiți-vă bine, toți care spuneți că adunarea a pierit undeva prin Evul Mediu întunecat și a fost nevoie de un om sau o femeie, mai grav, să restaureze biserica, așa cum spun cei mai mulți, sau adunarea, sau mireasa Domnului Hristos. De asta aș vrea să fie o provocare pentru toți neoprotestanții din România și de peste tot, pe unde sunt împrăștiați. Să se gândească bine când spun, da? Că ei au apărut la o anumită dată după anul 1600, după 1700, după 1800. Deci, luați bine seama, versetul acesta, 16 cu 18, nu vă lasă. Un alt lucru la care mă gândesc că Domnul nu ne-a mințit este că ce începe El duce la bun sfârșit. Principiul acesta îl vedem și în Psalmul 1 și acolo face referire la omul credincios. Spune că ce începe duce la bun sfârșit. De ce? Pentru că omul credincios este făcut în chipul și asemănarea Domnului Hristos. Este unul care este mântuit și unul cu o natură nouă, cu o inimă schimbată. Și dacă omul pe pământ ceea ce începe duce la bun sfârșit, cu atât mai mult să știți că va duce Domnul Hristos, care a început adunarea sa în timpul lucrării sale pământești și El să știți că se va îngriji de ea de-a lungul timpului până va ajunge cu El în slavă și El nu o va abandona. El nu are în caracterul său așa ceva, ceva care să respingă un lucru pe care el începe să lucreze și să-l ducă la bun sfârșit. Noi ca oameni ați văzut că avem proiecte, avem sarcini pe care le abandonăm la un moment dat, da? Pentru că suntem oameni. Dar Domnul să știți că nu face lucrul acesta. El ce începe va duce la bun sfârșit. Mai gândiți-vă la un lucru, că dacă el vine și declară practic, în Matei 16 cu 18, că porțile locuinței morților nu va birui adunarea sa. Și ea, într-adevăr, așa cum spun unii, ar fi murit sau ar fi dispărut de-a lungul secolelor, gândiți-vă că omniștiența sa ar fi defăimată și el ar fi privit ca un simplu om. Da? El este omniștient,
Domnul Hristos este omniscient pentru că este Dumnezeu. Asta este una din caracteristicile lui Dumnezeu și asta îl diferă pe el de restul creației, fie îngeri, fie oameni. El este omniscient și el știa dinainte toate lucrurile, cum se vor petrece. De ce? Pentru că în planul etern el le predestinase deja și începutul și finalitatea. Și el a declarat că porțile locuinței morților nu vor birui, el nu va rămâne văduv într-o perioadă a evului mediu întunecat până după zilele reformei, când restauratorii ăștia vin și îi procură altă mireasă. Omnipotența sa ar fi fost înfrântă dacă, într-adevăr, mireasa ar fi dispărut. Omniprezența sa cu Eclesia în fiecare secol, să știți că exclude ipoteza unui Hristos văduv. De ce spun asta? Pentru că el spune că eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Da? Aici arată omniprezența și îl arată pe el ca fiind Dumnezeu. El este prezent cu fiecare eclesia sa în parte, pentru că el este capul eclesiei sau adunării sale, locale și vizibile. Da? Peste fiecare adunare a sa, el este cap care este pe pământ. Indiferent de locul sau țara sau limba în care vorbește adunarea respectivă, el este cap peste fiecare eclesie din asta locală și vizibilă în parte. Să știți că Domnul Hristos păzește adunarea sa cât timp este cu ea pe pământ. Lucrul acesta îl vedem în Ioan 17 cu 12 și haideți să vedem și referința. Uitați ce spune despre el și despre adunarea sa. Când eram cu ei în lume, îi păzam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceia pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit afară de fiul pierzării ca să se împlinească Scriptura. Vedeți? Când eram cu ei în lume, îi păzam eu în numele tău. Vedeți ce spune Domnul Hristos? Deci eu îi păzeam. Deci Iisus Hristos Domnul păzește adunarea sa cât timp este cu ea pe pământ. Dar după plecarea sa la Tatăl în cer, Hristos Domnul, să știți că își încredințează adunarea în mâna Tatălui. Și versetele 11 și 15 din Ioan 17, ia uziți ce spun. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine, Sfinte Tată. Păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Vedeți? Eu vin la tine, Tată, dar pe ei, pe eclesie, pe ucenici, îi las în mâna ta. Și, Sfinte Tată, păzește-i în numele tău sau în autoritatea ta, pe toți aceia pe care ți-i încredințezi și ți-i-am dat. Și în 15 vine și completează Domnul Hristos în rugăciunea sa de mare preot și mijlocitor pentru eclesia sa, spune: nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Și acum, care este acela dintre oameni care se ridică și ne-ar râde nouă în nas și ne-ar spune că adunarea a pierit și Hristos a rămas văduv de-a lungul timpului, pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă, chiar o zi, chiar o secundă în umanitate, dacă Domnul ar fi fost fără adunare și ar fi dispărut și ar fi murit? Să știți că versetele acestea de aici n-ar mai avea nicio valoare. Gândiți-vă bine de tot la lucrul acesta. Gândiți-vă că Tatăl păzește adunarea pentru că tot ce este a lui Isus, Domnul nostru, este și al Tatălui. Și în versetul 10 de aici spune Domnul: tot ce este al meu este și al tău, și ce este al tău este și al meu, și eu voi fi proslăvit în ei. Păi cum va mai fi Domnul proslăvit în ucenici, în eclesia sa, dacă ei sunt distruși de cel rău, dacă ei sunt distruși de Satana sau de vreun om pe fața pământului și adunarea nu mai are
o continuitate în fiecare secol, din neam în neam, în fiecare veac, până la răpire. Gândiți-vă la lucrul acesta. Da? Tot ce este al meu este și al tău. Și eu sunt proslăvit în ei. Sau glorificat în ei. Gândiți-vă care ar fi starea Domnului și ce rușine și ce pată ar fi pe obrazul său dacă el n-ar fi fost capabil să-și păzească adunarea. Adunarea, să știți că nu a fost înfrântă, deoarece ea trebuia să fie martora lui Hristos Domnul până la marginile pământului. Și lucrul ăsta îl vedem în Fapte 1 cu 8. Și astăzi Evanghelia, să știți că nu a ajuns până la marginile pământului și dacă ar fi ajuns, ar fi venit răpirea. În Fapte 1 cu 8 scrie în felul următor. Ia auziți, când Domnul s-a ridicat la cer, le spune așa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Vedeți? Până la marginile pământului. Martori. Păi cum să mai aibă Domnul martor dacă unii vin și spun că adunarea a cedat, adunarea a pierit, adunarea a clacat și diavolul a fost învingător. Hristos Domnul rămâne de rușine, Tatăl rămâne de rușine, Duhul rămâne de rușine, diavolul triumfă, oamenii îl propovăduiesc. Propovăduiesc lucrarea satanei, lucrarea diavolului care a înfrânt mireasa lui Hristos și după aia oamenii sunt cei care vin și îi procură o nouă adunare, o nouă mireasă. De asta, fraților, nu-i de râs, e de plâns. Toți care promovează învățătura asta, toate cultele astea, neoprotestante, creștini după Evanghelie, penticostali, baptiști, adventiști, tudoriști din România, ostași, cei de la oastea Domnului, toți, de martori nu mai vorbesc că nu sunt considerați creștini, brahamiști, mai ales brahamiști, că ei sunt cu restaurarea, cu valul restaurator. Gândiți-vă bine la lucrurile astea. Gândiți-vă că Domnul a avut o adunare zidită în timpul lucrării sale pământești. Ea a continuat, să știți, de-a lungul secolor până astăzi. Și să știți că Iisus Hristos Domnul vine după adunarea sa când se va împlini numărul celor aleși dintre neamuri în perioada asta Noului Testament, după care El se va întoarce din nou la poporul evreu și va lucra cu poporul evreu în timpul necazului celui mare, pentru că sunt poporul ales. Dar deocamdată, până Domnul va muta din nou reflectorul pe ei ca națiune, pe evrei, are de-a face cu eclesia, care este formată din evrei mântuiți și neamuri mântuiți, între care nu mai există nicio deosebire. Evrei plus neamuri. Și adunarea asta, conform promisiunilor sale, din Matei 16 cu 18, să știți că nu a fost înfrântă și ea dăinuiește și astăzi. Și de asta provocarea mea pentru voi este să o căutați, pentru că ea are aceeași origine, aceeași credință și același botez, începând de la Ioan, care Domnul l-a avut, ucenicii l-au avut și l-au dat mai departe prin marea trimitere eclesiilor sale de-a lungul timpului. Gândiți-vă că dacă adunarea locală și vizibilă a Domnului Hristos ar fi fost înfrântă de locuința morților de-a lungul timpului, aș dori și eu să știu câteva chestii, și anume trei, da, foarte importante. În primul rând, care este ziua, care este luna și anul morții adunării Domnului Hristos? E cineva care poate să spună cu subiect și predicat care e ziua, care e luna și care e anul când adunarea sau mireasa lui Hristos, Domnul, a murit? Cine este autorul care a ucis mireasa lui Hristos? Este vreun imperator roman, vreun papă persecutor, vreun lup răpitor sau satana însuși? Dacă vreunii din aceștia ar fi reușit, ar însemna că au fost mai puternici decât Domnul oștirilor. Gândiți-vă bine la lucrul ăsta, voi toți care promovați teoria asta a restaurării
Gândiți-vă bine. Și aș vrea să mai știu și modul în care au încetat existența adunările locale până n-a mai rămas niciuna scripturală. Gândiți-vă, vă rog, la lucrurile astea. Nu vreau să înjosesc pe nimeni, nu vreau să se simtă nimeni jignit, dar să știți că toți care citează versetul acesta, și eu de asemenea spun că tu ești Petru și pe această stâncă voi zidi adunarea mea și porțile locuinței morților nu vor birui, toți care citați versetul ăsta și veniți după aceea și spuneți că Domnul a rămas văduv și că porțile locuinței morților i-au înfrânt eclesia și a fost nevoie de restaurare sau de reformă, sau că, mai grav, că Biserica Catolică, curva cea mare din Apocalipsa, și Biserica Ortodoxă, care au fost unite până în schismă, până în 54, dacă veniți și spuneți că astea sunt mireasa lui Hristos, sau că reforma a produs mireasa lui Hristos, sau că restaurarea, da, cum am vorbit, a produs mireasa lui Hristos, să știți că aveți probleme grave. De asta vreau să fie o provocare versetul acesta astăzi pentru fiecare dintre noi și să ne gândim bine dacă mireasa a fost înfrântă, dacă Domnul a avut adunări de-a lungul secolelor până astăzi. Vreau bine de tot să vă gândiți la subiectul acesta. De ce? Pentru că ea există. Adunarea Domnului Hristos există. Porțile locuinței morților n-au învins-o și nu o vor învinge niciodată, pentru că are cap pe Hristos și Domnul va lupta pentru ea cu mână întinsă și cu braț puternic și o va sprijini. Și să știți un lucru, că ea nu este astăzi în defensivă, în apărare, ci ea este în ofensivă, pentru că Domnul Hristos, capul adunării, merge și înaintează și doboară redutele vrăjmașilor și adunarea pășește pe urmele sale, mergând în lumea asta plină de șerpi, de scorpii înveninate, și merge și i-a dat autoritate să calce peste toată puterea vrăjmașului și cu ajutorul său, nu fără el, cu ajutorul său, cu Domnul Hristos ca și cap, cu Tatăl ca și Dumnezeu, cu Duhul care o întărește și o călăuzește, va călca peste toată puterea vrăjmașului și va ajunge biruitoare, va ajunge să triumfe în glorie și va ajunge și va prinde zilele răpirii, pentru că adunarea a continuat sub protecția și sub grija mirelui iubitor și va ajunge, să știți, și va triumfa, pentru că Domnul i-a promis în Matei 16 cu 18 că ea va fi zidită de el și că va fi zidită pe stâncă și că porțile locuinței morților nu vor învinge. De asta vreau, încă o dată, să te provoc, indiferent cine ai fi, să te gândești la acest verset simplu din Matei și să vezi biserica ta ce promovează. Promovează o biserică universală vizibilă sau invizibilă, erezia catolică și ortodoxă? Promovează reforma sau promovează restaurarea, care vine și spune că biserica a apostaziat de-a lungul timpului și a fost nevoie de cineva care să restaureze creștinismul primar? De asta să știți că creștinismul a continuat, creștinismul autentic, și nu s-a corupt în așa măsură încât să apostazieze total și apoi să fie restaurat într-un timp ulterior reformei de un bărbat sau de vreo femeie. De asta mă rog ca Domnul să vă dea lumină fiecărora dintre voi care mă ascultați și să vă dea înțelepciune și să căutați în istorie și în primul rând în Scriptură și să vedeți dacă există adunări scripturale care au un anumit portret, să spunem, robot, după care pot fi identificate. Și Domnul să vă dea putere la fiecare să faceți lucrul acesta spre gloria Lui
și să găsiți într-un final Eclesia, peste care Hristos este cap și a avut continuitate din primul secol până astăzi și va avea până la răpire. De ce? Pentru că El a spus sus și tare: eu voi zidi adunarea mea și porțile locuinței morților nu o vor învinge. Și Domnul să vă ajute și să vă dea lumină în privința aceasta spre gloria numelui Său. Amin.